În curând, în Timișoara, este posibil să intre în lucru execuția de extindere a celor trei pasaje, Jiul, Popa Șapcă și Solventul. Edilul Timișoarei este de părere că primul pe listă este cel din zona circumvalațiunii, adică Jiul, unde cozile sunt de-a dreptul infernale. Soluția financiară găsită de municipalitate pentru efectuarea lucrărilor este pe credit furnizor. Aceasta înseamnă că firma ce va câștiga licitația de execuție va plăti costurile, urmând ca la final, primăria Timișoarei să ramburseze banii în rate. Vom avea 5 benzi în zona Jiul, care vor asigura o fluență a traficului cu ramificări foarte ușoare, stânga-dreapta, la ieșirea din pasaje, respectiv cu intrări, tot așa, fără blocaje în subpasaj. Intersecția în ansamblu ei va fi una mult mai funcțională, strada Jiul se lărgește la 4 benzi. Lucrările la cele trei subpasaje ar putea începe concomitent, însă Nicolae Robu este de părere că traficul timișorean nu ar putea susține atâtea șantiere deschise în același timp. La ora actuală în Timișoara mai sunt demarcate și lucrările la subpasajul Michelangelo, proiect care se va finaliza în 18 luni. Lucrările la subpasajul Jiul ar putea începe spre sfârșitul acestui an, însă dacă iarna vine mai devreme, atunci abia în primăvara lui 2014.